Bună, Marius, cu ce gând pe la noi? Gânduri bune, am venit să mă simt bine în primul rând și în funcție de cum o să decurgă jocul, sper să ajung măcar în primii doi, dacă nu chiar primul. De cât timp joci poker? O să zic că joc de 10 ani, dar ocazional, nu trăiesc din asta, e o pasiune pur și simplu. Cel mai mare turneu la care ai participat sau cel mai mare câștig al tău care a fost? Live sau online? Și live și online. Cel mai mare turneu la care am participat live ca și număr de participanți a fost un turneu organizat de PokerFest Național 300. Știu că a fost un fil de peste 700 de jucători, dacă mi-aduc bine aminte, și am reușit să termin pe locul 19. Foarte bine. Și online? Online au fost câteva turnee câștigate pe 888, premii între 2500-3500 de dolari. Cum crezi că o să te descurci în seara asta la masa live? Eu sper că destul de bine. O să văd să îmi și adaptez jocul în funcție de jucătorii de la masă. E un turneu hiperturbo, dar am încredere că o să fie bine. Două cărți pe care tu le consideri norocoase? Două cărți preferate, zice, nu neapărat norocase. Un 9-6 de trefla. Atunci să vedem dacă vor fi cărțile tale câștigătoare. Să sperăm. Mersi.